cumva între metodele de divinație, cum e tarotul, radiestezie și dacă sunt, în sensul ăsta, dacă sunt păcate sau vin de la diavol sau vin de la Dumnezeu, anumite forme de divinație, practic. Am înțeles. Nici sexul nu vine nici la Dumnezeu, nici la diavol. Dar poți să-l folosești strict devolești, poți să-l folosești strict de Dumnezeu. Depinde cum te precep. Deci așa nu este un lucru care vine de la Dumnezeu pentru că oamenii nu se pricep și repede cad în capcanele dracilor, atunci ele devin metodele este drăcovești. Dar ele nu sunt inițial drăcovești. Ele sunt doar că sunt. Și furculița există că e furculița, dar dacă o folosești cum nu trebuie, dar de fapt cum trebuie dracilor, atunci e foarte bună, știi, o lovitură, patru găuri. Nu? Dintr-o singură lovitură, patru găuri într-o mână. Nu. Altfel, dacă nu era furculița trebuie să dai de patru ore așa, nu știu dacă apucai. Dar cu asta e Și bani cu dată, patru găuri. Și furcă la fel. E luat un fundul omului, patru găuri ai făcut acolo. Dacă ai cu suliță și o dată la fugea, nu știu dacă mai apucai să-i dai de patru ore. Dar cu furcă și bani cu dată, patru găuri. Dar ea inițial nu e nici bună, nu e nici rea. Ea doar este. Și tot ce este are dreptul să existe. Pentru că altfel n-ar fi fost vreodată existat dacă nu căpăta un sens și un plan în apariția lor. Toate ce sunt au avut un plan. Mai au un plan și au un sens pentru că ele se există. Cele care și-au pierdut sensul de mult au dispărut. Sau dispar treptat și o să vedem cum dispar. Dar dacă ele există, au de la bun început, fac parte dintr-un plan pe care dracii încearcă să-l folosească spre distrugere, același plan omul normal la cap sau omul Dumnezeu încearcă să folosească același plan în sens cum creator. Nu numai un mic lucru. Nepreceputul și de aghiazmă dacă se apropie o transformă în ceva drăcovesc. Înțelegi cum? Dar preceputul și de o travă dacă se apropie o transformă în aghiazm. Nu, Acum vedeți că nu lucrurile sunt importante, ci cele care, cei care cu ele lucrează.